Bine v-am regăsit, stimați prieteni, stimați telespectatori, la Inbold Media și în această zi și de această dată o ediție specială. Vreau să trec de această expresie pe care am făcut-o familiară în rândul emisiunilor noastre. De această dată avem o ediție de colecție. Cât despre artistul nostru din această ediție, pot să folosesc clișeul generația de aur, pot să spun voce de aur, pot să spun ce vreți dumneavoastră. Dar un singur Gheorghe a mângâiat sufletele românilor și o face în continuare. Iar în această zi ne-a călcat pragul, suntem onorați și bucuroși, iar dumneavoastră sunt convins că aveți o zi frumoasă în continuare sau o seară, depinde când vizionați acest podcast, pentru că l-avem invitat pe maestrul Gheorghe Roșoga. Bine ați venit, maestre, permiteți-mi să vă strâng mâna respectos și să vă mulțumesc mult că ați dat curs invitațiilor noastre și pentru cei mai tineri și nu numai, pentru a-l cunoaște pe adevăratul, iubitul și împătrățica dumneavoastră mult prea mare și foarte mare, inegalabilul Gheorghe Roșoga. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația făcută de a mă întâlni cu iubitorii de cântec și frumos, cu acei oameni care au sufletul scaldat în cântec și iubire. Pentru mine este o bucurie că cel care mi-a interviu este un tânăr lăstar, un tânăr român adevărat, și care sapă la rădăcini pentru a găsi comori acolo și a le scoate la iveală și nu le lasă prăfuite, să le scutere de praf, să le primenească din nou prin simțirile lui. Să știți că de multe ori mi-e greu să vorbesc pentru că eu mai mult vorbesc prin cântec. Exact. Dar sunt uneori de vorbe sărac, dar atunci când găsesc vorbele, le îmbrac în cântec. Atunci când cânt doina de jale, lacrimile curg pârâul la vale, atunci când mă prind în cântecul de joc, dau foc picioarelor, mi-au picioarele foc. Pentru că în sufletul meu sunt atâtea lucruri adunate și încărcat sufletul de bucurie, de iubire, nu de altceva, să știți, și simte nevoia să se descarce. Și pentru a-mi descărca sufletul n-am găsit ca mijloc decât poezia și cântecul. Și cântecul. Da. Mai să vedeți dumneavoastră, v-am mai ascultat povestind, v-am mai filmat cântând, dar aș vrea să lăsăm ca document această emisiune o mică parte din, și din viața omului Gheorghe Roșoga, dar și din viața artistului, pentru că cel puțin viteza vieții din ziua de astăzi, haideți cântați repede plecați, și s-a așezat deja o melancolie. Omul ascultă, dar nu mai știe nimic despre așa artist. Este. Și aș vrea, mai ales pentru cei tineri și nu numai, să începem săpăturile în viața lui Gheorghe Roșoga cu începuturile. Este bine cunoscut faptul că sunteți, dați-mi voie să merg eu până acolo și să spun, singura voce a motrului. Singura voce a motrului pe care motrul o recunoaște, să spun eu așa. Eu îmi asum aceste cuvinte. De unde veniți, maestre, de pământ, original? De acolo de unde se varsă motru în jiu, de la gura motrului. De la gura motrului. La confluența motrului cu jiu, la interferența celor trei județe, Dolj, Gorj, Mehedinț, acolo unde se adună florile, dorurile, cântecele și lacrimile din cele trei județe oltene. Sunt un oltean Sadea, botezat în motru și limpezit în jiu. În jiu, exact.
greu din plaiul cal. Paie verde, Madirane, sunt plecău din plaiul tean. De pe valea Motrului, unde-i drag și cucul lui. Familie simplă, o familie de oameni modești? Da, tatăl meu, părinții mei au fost sărani. Au știut, au iubit pământul, au știut să-l mângâie, să vorbească cu pământul, mângâia de primăvară până toamnă, pentru că și pământul, până la urmă, îi răsplătea prin ceea ce făceau ei. Exact. Eu am fost crescut alături de animalele din curte. Am fost crescut la plug, la sapă și la coasă. L-am rărițat atunci când răritam printre porumbi, de atâtea ori m-a călcat bujor pe picior și prian, care până la urmă i-am pus în cântec. Au devenit celebri. Au devenit celebri. Am cântat și acel ceapriene, că el împingea carul și plugul și ducea greu. Și chiar am creat un cântec, ceapriene, pe un rotăcei, pe un drum pustii, trece un car cu bui și plin de nevoi. Iar în urma lui, urma carului cu capul în pământ, un om năcăjit. Bietul om striga, ceapriene, cea. Prian l-a ascultat de drumul judea și abia aștepta jugul să-l ia, să fugă în pădure de muși de tăune, că s-a săturat de atât înjugat, că poate ajunge de când carul împinge. Și de zneastră, substratul acestor versuri, care le-am cântat cândva și am spus și am avut curajul ăsta, pentru că era vorba de carul la care împingeam toți. Toți. Și carul scârțea, era plin de nevoie. Drum rătăcit, pe drum pustit, treci un car cu boi și plin de nevoi, iar în urma lui urma carului, cu capul în pământ, un om năcăjit, un om năcăjit. Ciapriene, 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 ciapriene
Bogdan l-asculta, de drum își vedea și abia aștepta. Jugul să-i ia, să fugă în pădure, de muști, de tăune, prin rogii de mure. Să mugă că poate ajunge de când carul împinge, carul îl greoi și plin de nevoi, că s-a săturat de atât am jucat. Bietul om striga, cea, cea priene, cea priene, iar prianel plâng, resteul arunc și încotro a fugit, și n-a mai venit, s-a făcut haiduc. Bujorul aștepta pe un mal de pârâu legat de un esteu. Prian să mi-l cheme din amare de vreme, haiduc să mi-l facă prin desiși de creacă. Bietul om striga, n-a priene, n-a priene, n-a. Bietul om striga, n-a priene, n-a priene, n-a. Bietul om striga, n-a priene. Familie numeroasă, maestre? Da, am fost al șaselea copil al părinților. Eu am fost copilul nedorit, pentru că ceilalți frați erau mari, părinții înaintaseră în vârstă. Cel mai mic. Da, cel mai mic înaintaseră în vârstă. Iar mama, când a rămas gravidă cu mine, a mai spus în diferite interviuri, nu s-a bucurat atât de mult, pentru că trebuia să mă nasc atunci când deja fratele meu cel mare stabilise nunta. Și știți cum era la țară. Da. Da. Cum era la țară, cum să nască soacra tocmai când... Când trebuie să și facă nunta băiatului. Da. Dar Dumnezeu m-a adus cu norocul meu. M-a născut mama în bătătură, cum se zice, în curtea casei acolo. În curtea casei v-a adus. Curtea casei, chiar acolo a apucat dorul și acolo... Nu a fost la vreun spital privat, nu să vă nască. Și sub un păr. Părul din care l-am păstrat până când el a căzut, nu l-am tăiat. Da. Și îmi povestea mama, după aceea și nu mama, cât comnata ei, care erau vecini acolo, cum s-a întâmplat. Și mama foarte curioasă, că atunci de când m-a născut pe mine, câteva săptămâni la rând, au venit foarte multe păsărele în acel păr și dimineața cânta o privighetoare, parcă, și mereu bătea cu cioc în geam. Și ce se întâmplă de când l-am născut, bă, așa, ce copil? Se întâmplă? S-a născut dorul motrului. Da, aia și s-a întâmplat. Și bunic, cum nata i-a spus, cine știe ce minune a adus Dumnezeu și nu o să te bucuri, nu o să-ți pară rău că l-ai adus copilul ăsta, poate o ajunge cântăreț. Așa a zis. Și Dumnezeu... Din păcate... S-a bucurat de dumneavoastră și de frați și de această lume până la cei 16 ani dumneavoastră, nu? Da, da, la, când eram în examenul de bacalaureat la 18 ani. La 18 ani. În 1963,
mi-a murit maica mea și eram chiar în examen, în perioada examenului. A trebuit să mă duc și la examen și să vin și acasă. Eu făceam naveta de la Gura Motrului la Filiaș. Școala primară ați făcut-o în Gura Motrului? Gura Motrului și apoi la Filiaș. Și după aceea la Filiaș liceu. Și făceam naveta cu trenul, pe jos, 7 km. Mă trezeam, adică plecam de acasă, mă trezeam pe la 4 și la 5 plecam de acasă și în 2 ore trebuia să ajung la liceu. Ajungeam, vă dați seama, ploua sau bătea vânt sau era frig. Deja obosit în clasă, deja când dădeam de căldură mă lua. Când v-ați dus la liceu, părinții deja rămăseseră singuri în bătătură? Da, frații se răspândiseră, nu? Frații aveau familiile lor, deci nu, eram eu cu părinții, mama și tata. Și mama a fost cam bolnavă, a avut perioade mai lungi așa de suferință și... N-ați Dumnezeu avut... a lăsat-o măcar până în ultimul an când... Dar... ea, cât a fost atunci de supărată că a rămas gravidă cu mine, atâta iubire mi-a dat, încât, cum să spun, nu, numai în ochii mei se uita, parcă vrea să-mi spună ceva, parcă Dumnezeu îndemna că n-o să reușească să ajungă să bucure. Ați fost cel mai iubit copil? Da, cel mai iubit. Cel mai iubit copil. Și cel mai liniștit. Cel mai cuminte între cel toți. Mai cuminte. Eu n-am luat o palmă sau o dojenea. Pedeapsă. Da, o pedeapsă de la părinții. Presupun că odată cu trecerea în neființă a mamei a trebuit să vă îngrijiți mai mult de tatăl sau tatăl da. A fost cel care a spus te duci în viață și stai liniștit și de treabă? Păi după ce mormântase pe mama la vreo 3 săptămâni, 4, că eu începusem să cânt, să balansez acolo locurile și mă chemau și tatăl mi-a zis mama s-a dus, n-o mai aduci înapoi și eu o să mai stau aici cât o vrea Dumnezeu, dar tu te duci unde te trimite Dumnezeu, unde te cheamă oamenii, cheamă lumea, da? Iubirea. Și m-a îndemnat că eu vreau să păstrez dolul și asta și nu mai prea aveam poftă. Deci de atunci am început cu doinele, mai mult cântece de jale, după ce a murit mama. Deci nici nu a acceptat ideea să nu merge să cântați sau să stați cu dumnealui în casă, degeaba, Nu a acceptat, a zis te duci să cânți. Viața merge înainte, dar eu cântam, dar mult... acele doine unde învărsam lacrimile sufletului de durere. Vedeți, de aceea am devenit și un doinitor renumit al zonei. Imediat știți că discutăm. La noi în Oltenia cu doinele mai puțin, dar eu... Din păcate mai puțin, dar... Tatăl dumneavoastră, mă gândeam acum știindu-vă povestea de viață, după acest nefericit incident, cred că s-a pus în locul dumneavoastră, pentru că dumnealui a fost un artist născut. Și da, cânta foarte frumos. Și s-a pus în locul dumneavoastră. Da. Dacă dumnealui n-a putut să ajungă o celebritate, da. Probabil nici nu și-a dorit neapărat cânta acest și avea lucru. Și meșteșugul versurilor, la fel ce mi-a transmis deci gena de la el. Și mama cânta frumos, dar el era care era. Tatăl era cel care cânta la evenimente de prieteni sau a cântat oficial așa, vreodată la... Nu, mai așa cu prietenii când se întâlneau la o nuntă, la o petrecere, la o sărbătoare din asta. Sufletul petrecerii, cum da, era sufletul petrecerilor. Tăceau și lăutarii când cânta tatăl. Da? Da. Oh!
poate voi veni, poate te voi mirosi. La Filiaș ați terminat liceul. 1963. Ați prins, sau era și la Filiaș încropat, cum erau în acele perioade, acele grupuri de amatori, da, ligăzi artistice? Pentru că eu am început de când eram în școala generală. Pe plan local, sărbările școlare. Știu că e o poveste frumoasă cu un profesor care v-a remarcat ceva, nu din liceu, din școală. De v-a spus că, măi Gheorghe, tu ai ceva în gât, mă. Da. Învățătorul satului, învățătorul satului a văzut că am talent, eram mai timid așa, mai aveam o, cum să spun, un trac, o reținere așa. Și el m-a îndemnat, m-a urcat pe scenă la sărbările școlare și atunci văzând că lumea mă iubește și a început să am satisfacția asta, iubirea aplauzelor și așa mai departe, am plecat la concursurile școlare cu satele din jur, mereu am luat premii, tot ce am ajuns cum erau cu raioanele și așa mai departe am luat... Ați prins și raioanele. Da, cu șucu, bineînțeles. Da. Dar la liceu ați cântat pentru prima dată într-o formulă cu orchestră? Cu orchestra condusă de un profesor, da. Adevărat. Da, făcut la nivelul școlii o orchestră. Și... profesorul meu, care îmi pusese și la generala la Butoiești, profesorul Orinschi, așa se numea, da, el era și preot și pusese și preot, era un om chiar de cultură, deci un om, preda și istorie, preda și muzică, era un om deosebit. Și atunci am început să prind gustul scenei. Și mi-au zis, e păcat să te pierzi, dar... eu eram îndrăgostit de cânte, cu adevărat, că atunci când erau nunți în sat, stăteam pe lângă gard și ascultam lăutarii cum cântă. Satului, da. Tatăl meu era la nuntă și învățătorul satului acolo. Nu puteam să mă duc acolo la nuntă, că îl vedea. A doua zi mă duceam la școală, la școală și învățătorul foarte exigent și m-a văzut. Și zice, uite pe Gigi, da, pe Gigi, chiar încoace. Și m-a chemat acolo. Și m-a dus timic, l-am văzut pe învățător, că era mereu atâta teamă de învățător, era... Era respectul față respectul, de cadrul didactic, da. Da. Nu, eu nu simt, cum să spun, nu puteam să suport dojeneala, nu? Să mă certe cineva, să mă... Apostrofeze? Nu, să mă apostrofeze, știți? Mă deranja când deranjam eu pe cineva și vedeam că l-am supărat pe cineva, eu suferam foarte mult pentru treaba asta. Și m-a chemat acolo, m-a pus pe o masă să cânt. Și erau lăutari de pe la Peșteana. Au rămas uimiți. Îmi țin minte că un lăutar de acolo a scuipat pe dege și mi-a făcut o cruce. Și m-a scuipat, a zis să nu mă deoache. Și zice, aș vrea ca eu să trăiesc până să când copilul ăsta va ajunge. Ce vreau să vă întreb, ce... artiști începuseră să vă influențeze așa, presupun că doamna Maria Lătărețu, Ioana Radu, Maria Tănase, Ion Luican, care era, nu era oltean, dar cânta oltean. Da, și era în aceeași perioadă. Da, aceeași perioadă. Și după aceea am început să îndrăgesc și cântăreții ardeleni, pentru că îmi plăcea foarte mult vocile de bărbat.
vocile mai grave, mai grave, da, puternice, dar același timp și și ei au ceva specific și îmi place forța asta, dar în același timp să fie și mai dulceagă glasul, să nu fie strident. Adică să mângă și sufletele, nu numai să spargă piatra din munte cu glasul. Când ați început colaborarea cu orchestra de la liceu, aveați piese pe care le-au învățat, le auziți la Maria Tărețu, de exemplu? Ca orice începător am plecat cu piese cu care se cântau. Da. Și abia după, la festivalul studențesc, când am ajuns la Institutul Pedagogic, după ce am mers la festivalul studențesc în 1966, că am reprezentat Casa de Cultura Studenților din Craiova. A, deci deja vă ridicați? Da, am început deja să mai... Taraful, orchestre, colaborări, asta, da, cu diferite sindicate, știți că fiecare sindicat, exact, al lui Electrocutere, exact, al lui Panificație, al Spitalului... Plăteau, maestre? Plăteau? A, nu, ce să plătească? Nu plăteau. Pentru că eu niciodată n-am pus problema că eu vreau să cânt pe bani. Eu am pus problema să fiu iubit și să mângâi sufletul. Să vă simțiți bine în locul, da, unde sunteți chemat. Și de aceea nici n-am vrut să fac profesie din cântec. Vom vorbi și, da, și despre asta. Și la Festivalul Studențesc, am ajuns la Festivalul Studențesc în 1966, 2 mai 1966, e publicat în revista studențească de atunci. Atunci, să iertați-mă, a fost, sau de atunci a spus dumneavoastră, sigiliu, startul carierei artistice? De atunci a început cu adevărat, da. Și eu am obținut locul întâi, soliști vocali, iar la soliști instrumentiști, la Dumitru Fărcașu, la Taragot, unde era reprezentat Centrul Universitar Cluj, și maestru Gheorghe Zamfir, la fel Centrul Universitar București. Ei, e publicat acolo în trei centre, da, fiecare, da, cu trei, da, destine diferite, da, da, și trei oameni de aur ai noștri. Revista studențească, deci nu sunt, și am plus că am și acasă diploma și, da, da, da. După aceea am început Festivalul de Cântare a României, cum era atunci, cu sindicatele, și am ajuns la nivel de țară la fel și am luat premiu, marele premiu la fel la Festivalul Național de Folclor. În tot acest timp v-ați, să vorbim în termenii de atunci, v-ați încadrat și în câmpul muncii? Am studiat la Institutul Pedagogic, da, m-am luat în armată, că a fost atunci o treabă când ne-au... N-ați putut scăpa de armată? Da, n-am putut să scăpa, a venit din nou, am continuat Institutul Pedagogic, am plecat în învățământ și am lucrat în învățământ din 67 până în 71. În 71 am fost, vroiam să ajung și eu la oraș. Unde ați predat, maestre? Am predat la școala mea generală din Gura Motrului. A, și v-ați întors acasă? Acasă, cu soția mea. Soția mea era suplinitoare. Și aveam mers pe la altă școală, școala tehnică sanitară. Și am predat și într-un sat vecin, care aparține de comuna mea, satul Bâlta, care acum este o suburbie a orașului Filiaș. Făceam naveta, la fel, 5-6 km pe malul Jiului și chiar cântam Jiu. Când mai mergeți, mai vin foști elevi? De acum, să vă salute, să vă... Da, au plecat și s-au ei. S-au cernut în lume. Plecat în ce. Bun, și cum e povestea cu plecarea spre oraș? Și vroiam să ajung la oraș, dar atunci... Ce însemna orașul? Craiova. N-am vrut să mă depărtez, n-am vrut București niciodată. Nu că nu-l iubesc, dar n-am vrut să mă depărtez prea mult de motrul meu, de izvorul inspirațiilor mele, pentru că eu totdeauna pot să ajungem și acolo, da, că dacă să povestesc viața, trebuie până mâine să stăm aici. Ai noștri ne urmăresc că le face plăcere și noi la fel, de asemenea. Dar aici sunt curios că acesta fiind un festival al tineretului cu foarte mare importanță pentru acea vreme, ar putea avea o mare importanță și în ziua de azi, dar păcat că nu se mai face. Nu ați fost invitat la înregistrări, la imprimări? Să vă spun, deci în 66 atunci am început să mă caute ei, până ce îi căutam eu. A fost boom-ul cum, da, a venit când atunci. Cântam cu toate sindicatele. Înțelegeți, mă ducerea concurs la nivel regional, la nivel orașului Craiova, că eram la institut atunci, și mă duceam, cântam cu Sindicatul Sănătății,
că aveau sănătatea pe urmă cu al electroputere. CFR-ul. Da, ăsta cântam cu toți și era, dar jurul era același format la nivel de ora. Și zice, bă, nu scăpăm de ăsta ca popa de pocană. A fost și ieri și azi. Nu scăpăm de ăsta ca popa de pocană. Iam să mă remarce cineva. Eu nu dădeam seama că pe undeva... Eram la început, dar nu aveam experiența și în același timp nu aduceam ceva nou în afara glasului și a simțirii mele. Nu aduceam, cântam cântecele cântate. Și la Festivalul Studențesc în 66, doamna Emilia Comișel, care a fost președinta jurului, după ce s-a decernat premiile, mă cheamă deoparte și îmi zice: tu ești, Gheorghe, un Oltean Sadea, cânt superb, dar nu ai tu drumul tău, trebuie să-ți cauți drumul tău. Nu știam cum să-mi caut drumul, zice, să ai repertoriul tău. La repertoriu se referă. Da, repertoriul tău. Și întotdeauna să, și chiar cântecele pe care le cânți, să nu cauți să imiți să-l filtrezi cântecul prin simțirile tale, prin glasul tău, să-i dai o notă aparte. Dumneavoastră o interpretare. Din suflet și atunci. Și atunci le cântam din dar suflet. Dar ați înțeles ce înseamnă și șlefuirea unui. Și șlefuirea, da. Să-i dai personalitate. Și să te duci să culezi. M-am dus, dar nu prea mai găseam de unde. Și am început să creez. Am creat și prima mea îndrăzneală, prima mea și prima bucurie a fost când la festivalul Maria Tănase în Craiova în 1969, eu deja eram în învățământ, am reprezentat județul Mehedinț. Oh, Mehedinț? Da, Mehedinț, pentru că de Mehedinț aparține Guramotrului, satul meu, și unde eram dascăr. Și am venit și am cântat atunci balada Jiule Haiducule. De unde, Jiule Haiducule? Ce să... E fost creația mea, fiind învățător la Gura Motrului, și mergeam chiar pe malul Jiului până în satul. Și am stat de vorbă cu Jiu. De unde vine? Ce veste mi-aduce? Și așa mai departe. Așa. Și ați creat? Și am creat, iar melodia pe valurile lui. Până când... și când m-am dus la, acolo, la concurs, au rămas ăștia așa. Dar ce, de unde ai cules asta? Uh-huh. Eu am, știam că n-aveam voie să spun. A, auziseți treburile astea cu creație, dacă nu creația, da. Uh-huh. L-am auzit și îmi spune un mare compozitor, Ludovic Paciag, Dumnezeu să-l odihnească. Ce, Gheorghe? Ce v-a spus? Măi, Gheorghe, asta nu-i nu este culegere. Asta e creația ta. Dar ai crezi bine, mă. Continuă. Pentru că aici se mai observă un pic și în versul și asta și întrebarea, elementul cult, cât de cât. Înțelegeți. Și dar eu când am cântat și Iulie, au rămas așa și publicul a început să bată din palme și mi-a spus, tu faci o broderie muzicală pe valurile Jiului. Ce val, Jiul tău, Jiul pe care îl cânti tu, îl pictezi cu glasul tău. Și că când era, e limpede în volum. Jiule, hai ducule, când iese zvorul din pământ, Jiule, tu vii din munți, spune-mi ce veste mi-aduci, Jiule, Jiule, așa cum se liniștește apa spre vărsare, când se spre câmpie, când iese zvorul din pământ, îți se zmește, exact. Jiule, și începe să curgă. Jiule, am luat marele premiu în Anglia cu Jiule Haiducule, trofeul festivalului care se află la mine în,
În vitrina. În Anglia? În Anglia. A fost în Occident? În... Cum să nu? A trimis atunci, am reprezentat. Direct? Da, da. Și deja... V-a bătut gândul să rămâneți pe acolo? Nu. Nici pot, o secundă. Nu pot, eu sunt legat de limba. Nici la Buckingham, dacă vă, niciodată, vă primea acolo. Mi-era așa de dor, așa m-a bucurat când am ajuns, dar mi-era așa de dor să ajung mai repede acasă. Înapoi acasă. Acasă, da. Și când am cântat Jule Haiducule, am văzut că s-au ridicat și nu, dar englezii zic, ce o să înțeleg? Am întrebat când am plecat din țară, ce o să înțeleg aici cânt acolo? Du-te tu și cânt acolo, că înțeleg melodia măcar și ce vrei tu să... Și când a venit la decernare, a început să anunțe premiile, începând de la mențiune, cum se face, până la marele premiu. Când am văzut că nici mențiune, nici... Și aplauzele fusese foarte puternice în sală, nici mențiune, nici... Trei, doi, unu, nici atât de v-ați gândit. Am vrut să plec din... Și m-a reținut cineva să rămân acolo. Și atunci am urcat pe scenă, v-a strigat numele. Vă dați seama... Când nu mai știam ce vreau, că eu vorbeam engleză, mă doreau coastele. Da. Perioada aceea, că învățasem limba rusă. Care... Și a venit președintele juriului la mine și m-a întrebat, a fost să el, era un compozitor englez, dar prieten bun cu Harry Browner, marele folclorist. Da, Harry Browner. Și cunoșteam... De desubturile ceva din folclorul nostru, da, și mă întreabă unde am absolvit conservatorul și am spus că la Gura Motrului. Zice, nu cunosc decât conservatorul de la Cluj, de la așa, București, de la București, da. Dar zic aici și atunci am zis că am astfel. Și n-auzise ăla. De la Gura Motrului, zic că cel mai vechi conservator de folclor a cântat acompaniat. L-ați lăsat lămuri sau nedumerit pe la urmă? Eu n-am cântat cu orchestre, cântat acompaniat de frunze, de fugetul frunzelor, de ciripitul păsării, murmurul motrului. Și a plăcut foarte mult treaba asta. Și m-a întrebat, ce-mi doresc acum cel mai mult? Zic, să ajung acasă. Acasă. Da. Și așa s-au fost uimiți că nu mulți... Și după Festivalul Maria Tănase, și după Festivalul Tineretului, și după la Radio Craiova ați imprimat între timp? Da, după ce, ales la Festivalul Maria Tănase, atunci deja au început să capăt un nume, m-au chemat. Ce orchestră ați primit mai este? Cine dirija atunci? Mai știți cu cine ați imprimat prima oară? Prima oară, am imprimat în radio cu niște orchestre de amatori de la Filiaș. Era un învățător de la Fratoșița Voicilă, Dumitru, el a condus orchestra. Și după aceea, cu Doina Oltenii, din Craiova, Orchestra Filarmonicii. Nicolae Bălcescu. Aveam pe Constantin Busuioc, Dumitru Botezatu. Dumitru Botezatu, da, Busuioc. Așa, Teodorescu, după aceea la Maria, la Nicolae Bălcescu. A mai fost Voinescu, care a preluat orchestra Nicolae Bălcescu. După aceea am mers la București. Deci partea asta a Oltenii, cum s-ar spune, o bifaseți. Da. Ca artist profesionist recunoscut. Da, și după aceea începe și pe București. În același timp, până să plecați la București, ați rămas tot în învățământ? Sau deja vă... Până în 71 am fost în învățământ. În 71, că de asta vreau, că am vrut să ajung în oraș, când am terminat ce am vrut să spun. Și nu puteam să ajung pentru că erau orașele atunci închise. Deci nu puteai să locuiești într-un oraș, trebuia buletin de oraș. Deci nu oricine, că vreau să mă mut, cum e acum, atât mult. Da, de colo-colo. Nu. Era oraș închis și ne puteai decât ori în poliție, ori în treburi din astea care să... Și atunci a fost o petrecere mare la noi, la Arginești, la Hanul de la Arginești, la Gura Motrului acolo, unde s-au întâlnit polițiștii din cele trei județe, Gorj, Dolj și Mehedinț. Și a zis să le cânte și lor cineva. Dar ei aflaseră de mine, din diferite festivaluri, și câștigase mai înainte la Sebeș Alba un concurs, unul din doi, folclorul românesc, unde moderator
a fost Ion Mustață, care nu mai știu acum nimic de el, pe tema folclor română, și am concurat cu un profesor de limbă română, Ion Popa, de la Roșia de Secaș. Și pe lângă asta am arătat că nu numai cânt, ci și studiez. Da. A fost un concurs. Și m-a detașat puțin, da. Ușor intelectual, nu numai... Da, și când la întâlnirea asta cu polițiștii, cel de la Craiova... Tovarășii, da. Cu miliția. Miliția. Zice, măi, tu ce ești? Eu sunt învățător. Ce da, știu de la televizor, nu știu. Nu vrei să vii la noi? Unde să vii la noi? La Craiova aș veni, dar zic, nu, așa, ce să fac eu acolo? Zice, vii la noi, că eu vreau să cânt. Te lăsăm să cânti. Și... Asta a fost condiția. Da, te lăsăm să cânti, am pus condiția să-mi lasă să cânt. Dar ce să fac eu? Nu pot să iau contact cu oamenii direct, pentru că nu era fel. Și cu adevărat, nu regret că am venit, pentru că au avut grijă. Am fost... Încadrat, m-au trimis la școală, la București, la calificare. Da, trebuia să fac niște cursuri acolo, un an de zile, după aceea altele. Și am fost încadrat ca ofițer, după aceea și la Serviciul Resurse Umane, cu probleme de lucrători candidați pentru școlile militare, pentru încadrări, pentru, înțelegeți? Și eu fiind și dascăl, mă ocupam în primul rând de... Și de educarea lor și șlefuirea lor. Și chiar mergeam și arângeam cu profesorii pe care îi cunoșteam și mă cunoșteam foarte bine să facă sâmbăta sau duminica. Nu, de fapt, sâmbăta să lucra duminica, să vină la școală pentru ei să-i pregătească pentru școlile militare. Păi și când intra vedeta aia, Gheorghe Roșuga, în clasă? Păi ce să... Nu erau emoțiile mai mari pentru studenți? Ba da, dar nu, eu recrutam tinerii și îi trimiteam la școlile militare. Am înțeles. Și îi recrutam și îi duceam pe tineri la profesorul de istorie, profesorul de limba română, la ce dădeau ei examene. Știți, și îi pregăteam fără să plătească, că n-aveau ei bani să plătească asta, dar îi selectam după notele pe care cu cât absolviseră ei la liceu și să aibă origine sănătoasă, când spuneam. Sănătoasă, da, la origine sănătoasă. Maestre, cine, cum, când v-a făcut prima invitație către Electrecord? Deci prima dată a fost radio. Radio Craiova. Radio Craiova. După aceea Radio București. Tot cam în aceeași perioadă, da, cu Radio Craiova? Da. După un interval de un an, doi, apropiat. Așa? Da. Prin 69-70, cam așa. După Festivalul Maria Trase, au început ei să mă cate, am început să trimitem piese, cântece, sau mergeam la comisii. Da, sau trimiteați bandă. Sau trimiteam bandă, da, cu texte, tot absolut, și trimiteam cam 10-15 piese și dacă ne aprobau 2-3, eram atât de fericiți. Da. Sau când apăream în programul de radio, urmăream eu programele de radio, da. Și când vedeam numele meu acolo, strângeam toate programele de radio, pentru că era o onoare și era o bucurie să-ți acorde spațiu într-un program de radio. Nu era... Tăticu avea radio atunci? Nu aveam, pentru că de copil eu stăteam pe lângă gardurile altora care aveau... Nu, zic, când deja dumneavoastră erați difuzat. Da, era. Păi nu vă zic, când a fost în Anglia și am luat marele premiu în Anglia. Știa unde e Anglia când i-a spus că plecați? Nu, dar a venit un vecin și spune, bă, nea Codință, unde e, mă, zice? Bă, nu știu, zice că e plecat din țară și la un festival. Pe unde? Prin Anglia. Zice, știi că a luat marele premiu. Păi cum? Tu de unde știi? Ce ascultai la Europa Liberă? Știți că Europa Liberă nu se... Da, era interzis. Da, interzis. I-am trimis și eu de acolo o scrisoare și cred că am ajuns și eu înaintea scrisorii, așa că am luat marele premiu. Și zice, bă,
Când uite, tată, ce am... A, știu, băi, din seara aia că n-ai luat. Pă cum? Și-a venit Mitru Grigă, era unul din sat de acolo, bătul, și am băut cu el până dimineața. Până dimineața. O damigeană cu vin, zice, că mi-a spus că ai luat marele premiu acolo, dar cum mă gândesc eu ce cânturi fi înțeles englezii ăia acolo. A, era problema. Da, și l-am întrebat, dar de unde știi tu, bă, tu mă minți că vrei să bei vin? Nu, mă, n-ascultai eu la Europa Liberă. Ați ascuns o ilegalitate, maestre, da. Să știți. Și revenind la Radio București. Cu cine ați imprimat atunci? Cine... Primele imprimări la Radio București au fost făcute cu maestru Victor Predescu, unul cei mai mari dirijori, da, ai noștri. El a fost și dirijor și la Ciocărlie, așa. Dar vă spun, condițiile în care se imprimau atunci nu mai sunt acum. Pe atunci nu puteai să... Veneai, aveai 3 piese sau 4. Azi făcea repetiție la 2 piese, nu imprimai în acea zi. A doua zi veneai și le imprimai. Și așa mai departe. Deci nu, vocea îmi trebuia să fie obosită, nu... Și astăzi și tot astăzi, așa se... Două... Nu, astăzi te duci. Materialul îl faci acolo cu orchestra. Nu, în radio... În radio, da. O zi de repetiție, o zi de imprimări. Da, în radio. Atât că se imprimă dimineața. Da. Și nu prea sună bine vocea dimineața. Așa este, da. Victor Predescu primul. Victor Predescu. Cum vi s-a părut ca prezență? Ca... Ce nu putea și bani să... Era militarie. Când a ridicat, să intre vreunul după ce a intrat el la pupitru, nu mai bine nu pleca acasă. Nu, decât să... nu era pe telefon niciunul să stea nu, să... Nici nu erau, bineînțeles, dar nu erau telefoane atunci. Apoi? După aceea, cu Radu Voinescu. Radu Voinescu. Am imprimat cu Florian Economu. Mai am tot vorbit despre acest geniu neînțeles. Cum v-ați înțeles cu Florian Economu? Da, un loc deosebit. Deosebit era. Și avea și crea. Păi da, asta, de asta vă întreb. Așa, să vi spun, să eu nu vorbesc, care îmi amintesc. Ion Albeșteanu, Parasiv Opera. Maestru Budișteanu, Parasiv Opera, am colaborat foarte mult și spectacole și... Și discuri. Și imprimă și discuri, da. Cu maestru Budișteanu, deci am avut onoarea să cânt cu mare dirijor și vă spun că care era mare merit, pentru că nu căuta să intervină prea mult în melodia pe care o aduceai, nu o diferite briz. Adică nu deveneau dumnealor soliști în locul solistului, că în ziua de astăzi orchestra vrea să fie peste... Orchestrare simplă, făcută simplă, așa cum e melodia. Era importantă care, așa, vocea și mesajul cântecului. Mesajul cântecului, da, asta. Nu trecea să apar... intervențiile. Da, intervenții, nu acceptau. Și plus sunetistul de acolo, tu erai în prim plan, la orchestra. Păi da. Nu cu ce o să faci acum, că... Da. Cu televiziunea română? Când i-a scălcat pragul... După radio, imediat. După radio, imediat. Da. Cu cine? Dar cine cântam, v-a filmat? Cântam live. Ați prins televiziunea veche? Deci ați prins sediul veche? Cum să nu? Acolo cântam, da. Acolo a filmat și Maria Tărețu și Maria Tănase. Da. Păi am avut onoarea să cânt și cu ei în studio. V-ați întâlnit? Cum să nu? Vă dați seama, din 66 și el, Ion Luican cu Lucreția Ciobanu. Foaie verde ca luna, aseară pusei la lumii drag. Foaie verde ca luna, aseară pusei la mânta. Și am spus să nebuna, te mă află toată lumea. Vrei să fii mai mândruță, al de-o mai venim portiță. Vrei să fii mai mândruță, al de-o mai venim portiță. Ca seară te-am sărutat și tot satul m-a aflat. Dacă o fi să mă și necât, pe la tine nu mai cred. Dacă o fi să mă și necât, pe la tine nu
mai trec. Când te apuci ca să iubești, la lume descoperești cine iubește și spune ala nu e om pe lume. Când a fost prima întâlnire față în față cu Maria Lătărețu și păi când? Eram la Institut Pedagogic aici, la Craiova, și ea colabora cu orchestra Doina Olteniei, a Filarmonicii Olteniei, care conducea, condusă de Dumitru Botezatu și de Constantin Busuioc. Mergeau în spectacole prin județ, prin comune, și ne luam și pe noi amatorii să mai completăm acolo. Da, da, da. Înțelegeți? Și printre care eram și eu. Și când aflam că vine Maria Lătărețu, de multe ori mă duceam și la cursuri și stăteam în sălile de repetiție și mă uitam la ea ca la o zeiță, pur și simplu, așa. La femeie simplă? Femeie simplă și m-a ascultat. M-a ascultat? A stat acolo și m-a ascultat și ea, sofană. Și când ce vină la mine, auzi mă bun, și tu semeni cu Ion Luican când era în tinerețe. Că adevărat, aveam niște asemănări și sunt pozele acum să văd. Ce, și cânti la fel și tu, dar auzi să cânti ca un bărbat. Să ai grijă să cânt, adică vroia să fie în timbru bărbătesc. Timbru bărbătesc, timbru da, bărbătesc. Da, da, da. Și mi-a zis și altceva care nu pot să o spun așa. Da, e... Așa, să nu cânti așa. Și, mai neauș. Da, mai neauș, da. Și să, îmi spunea să fii foarte atent numai la poezie, nu spunea de versă. La poezie, da. Să pui, fie foarte atent la poezie, mă, și să pui tot ce e frumos în ea, zice, tot ce... și dragostea și ce și pădurea, zice, nu zicea codul sau așa, și apele, da, să le pui mama în cântec și m-am ascultat. Ce realizator va filma prima dată atunci? Mai știți? Nu mai rețin. Îl știu pe Mecalin. Mecalin, da. Mecalin, după aceea au Teodora Popescu. Teodora, da, doamna Teodora Popescu, Eugen Gal, Fabian, Alexandru Fabian. Maria Banu, da. Apoi Marioara Murărescu. Mai târziu Marioara Murărescu. Da, deja eu eram lansat. O celebritate. Eram lansat. În ce an a apărut primul disc, cel mic, pe care 71. Da, cu 4 piese. V-ați dus cu el la tata? Ei, cum sau să... îl cumpărase deja? Dar să nu vă spun că m-a văzut tata prima dată la televizor, că noi n-aveam curent la gura motrului. Și unde s-a dus? S-a dus la nașul meu, că m-am căsătorit și tânăr la 22 de ani, la nașul meu la Filiaș, să mă vadă la televizor. A, sunase? Da, da, eram la concursul acela 1-2. Și când am și cântat și aveam în spate orchestra. Și zic, tată, m-ai văzut la televizor? Te-am văzut, bă, zice, și a crescut inima în mine. Și zice, da, el, când vă zic că abia te alegeai de aia din spate. Zicea că e orchestranț, eu-s brunet, tata era așa, dar avea un gol. Da, înțeles. Zice, noroc că-ți mai dă dură aia cu făină pe față. Așa v-a zis? Da. Și m-a luat și m-a pupat pe frunte, da. Pentru că el tot timpul zicea, noi, până la urmă, în viață am rămas 4 frați, că 2 mi-au murit mai înainte. Și spunea că el are 4 copii care... 2 sunt ai lui și 2 ai soției. Că ai lui era șaten, că mama a fost brunetă. Și, și semănați în partea mamei. Da, mamei ce-i brunet, da. Și așa e bine că ți-a dat cu făină. Da, te-a mai albit ăștia. Luăm ca referință doar cele 3 discuri de vinil mari pe care le-am adus astăzi să le arătăm și celor de acasă, deși sunt convins că iubitorii mai în vârstă, care au prins această perioadă, le au și s-au bucurat de ele, care v-a adus, să spunem așa, satisfacția supremă sau toate. Pur și simplu nici nu ați alergat după o satisfacție de moment. Am mai primit întrebări de asta, care cântece v-a plăcut mai mult din repertoriu? Da. Cum ați întrebat care din copiii dumneavoastră v-a plăcut mai mult? Exact, ce frumos! Da, pentru că sunt creațiile mele, tot ce e acolo. Că unul e mai valoros decât altul, da. Unde vine și experiența, trecerea anilor și gândirea, experiența scenică și ceea ce m-a influențat tematica pe care mi-am ales-o eu atunci în cântec, pentru că eu sunt nu numai cântărețul
iubirii, dragostei, ci și, așa cum am spus, al frunzelor, al apelor, al vânturilor. Vânturilor, chiar încânta și vântul, bate vântul, frunza pică, o iau omul și o ridică, nu mi-o scapă de la moarte, o ridică să-mi o îngrope. Omul de-ar avea puterele, al pune pe rămurele să rămână tinerele. Nu mai bate vântule, nu dobără frunzele, de ce lași crengile goale, ori tu crezi că nu le doare? Nu le vezi cum se apleacă și de tine se tot roagă? Iar vântul ce-mi zicea, voinice, nu blestema, frunza nu doboară vântul, frunza mi-o doboară timpul, mi-o doboară gândul. Vine toamna cea cu brumele, uscă la rădăcină. Vedeți, ca și omul, exact. Când îi vine timpul să se ducă, să se duce. Și frunzele la fel, mai pică câte una, ca și în viață mai mare, cât în tânără astea. Dar când îi vine timpul să ducă, să duce, nu putem opri timp. Dar primăvara? Primăvara. Are o nouă șansă la viață. Ce vreau să vă... Da, dar nu e aceeași frunză. Poate exact. E aceeași crâncă. Dar nu aceeași frunză. Maestre, vă urmăream de copil și numai când am început să intru și în această meserie, să cânt și să înțeleg ce înseamnă a trăi, să cânti, ce
să cânți pentru tine. Pentru sufletul tău. Eu când, ca și dumneavoastră, și mi-a plăcut mereu, a spus și cred că și la dumneavoastră, dacă și nu mă înșel, m-am tot an de zile copil fiind, m-am zbătut cu ideea ce vreau omul ăsta să spună, să cânt pentru mine, că eu nu vreau să cânt pentru mine, eu vreau pentru lume. Și târziu am înțeles ce înseamnă să cânt pentru mine. Vreau să mă uitam la dumneavoastră, că sunteți celebru și prin jocul de scenă pe melodiile ritmate. Și de multe ori mă gândeam, zic, ori o face să aplaude lumea, ori. Apoi vă vedeam cântând, cântându-l pe Gheorghe în baladă. Și mă gândeam, domne, ce actor bun, ce grimase poate să facă, ce... Nu e actorie, acolo e trăire. Asta, imediat. Și cu tine, asta spunând că un copil. Și pur mi-am dat seama cu timpul și cu ani și cu experiența, dumneavoastră n-ați cântat niciodată să mulțumiți fața celui din sală. Ați cântat pentru dumneavoastră. Eu am cântat să mulțumesc sufletul. Așa este? De-aia n-am făcut profesie din el. Pentru că pentru mine cântecul a fost mângâierea sufletului meu, a trăirilor mele. Așa cum am spus mai înainte, a fost mijlocul de descărcare atât a bucurilor și a necazurilor, cântecul. Cântecul fiind o poveste, este o poveste a sufletului, a trăirilor noastre. De aceea nu trebuie să punem orice pe el, dacă vrei să-ți descarci sufletul. Că dacă nu ți-l descarci frumos, n-ai nici sufletul frumos. Nu știu câte variante v-ați ascultat dumneavoastră și de câte ori în spectacole sau evenimente diferite cântându-l pe Gheorghe. Dar vă spun eu, știți că niciodată nu l-ați cântat la fel? Să vă spun și eu, asta am remarcat-o. Și știi, Harry Browner. Da? Am un... Exact ce am fost comparat cu Harry Browner, stimați telespectator. Da, Harry Browner, așa mi-a spus, am un mare sidiu, o întâlnire cu Oltenia. Sunt eu, Maria Ciobanu, Marin Chisăr și Dumitru Zamfira, sau și George Zamfira, cum așa ceva. Și spune acolo, îmi prezint acel Jiule și cea priene. Și spune Harry Browner, George Roșoga, e foarte dificil. El se urcă, pregătește cu orchestra ceva și când se urcă pe scenă, iese altceva, da. Pentru că el aduce o permanentă invenție și atunci când se află în fața microfonului. Nu vine doar cu șablonul și gata peste asta. Așa. Când eram flăcă în sat, pe un nașul codrului, voinicelul modrului. Cântam seara pe uliță, cântam seara pe uliță, scoteam mândrele în portiță, te umbla vorbă jurată, că-ți mândrele la poartă. Le iubeam, nu, le iubeam, le iubeam, nu, le iubeam, dar de cântat le cântam, dar de cântat le cântam. Treceau babele prin sat, se duceau la tămâia, tata cuplu cu-n căruță, eu cu mândrele portiță, eu cu mândrele portiță. Gheorghe, bă, Gheorghe, lasă, Gheorghe, mândrele, mă. Gheorghe, lasă, Gheorghe, mândrele, haide mână, vitele. Toată noaptea ai stat în sat, Gheorghe, bă, Gheorghe, au să te vă la rărițat.
Gheorghe, să te vână Nărița. Puneam coșul pot apoi, că avea porumbul foi, și-o luam ferăsta la vale, ce mă-i chin și ce mai jale, mă lăsau ale picioare, mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-ai stecându? Gheorghe, unde ți-ai stecându? Că-și calcă Priam porumbul. Ai grijă și de pușor, Gheorghe, bă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândrele de dor. Ajungeam seara acasă, luam de două ori din masă, și fugeam iarăși în sat, puneam câinii pe lătrat, mândruțele pe oftat. Of, 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 întreg cu vremea, of, 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 întreg cu vremea, și-mi zic mântrele nenea, eu le zic cu papa-și gura, iar ele îmi zic să rămână, iar ele îmi zic să rămână. Gheorghe! Gheorghe, unde ți-este gândul? Mă gândesc în trecutii. Azi cântălă utele, mă, azi cântălă utele, după aia goarnele, măi, după aia goarnele. Gheorghe! Stric la Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde, îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe, cât a fost băiat pe ulița lui din sat. Pe ulița lui din sat trec papela tămâia. Gheorghe, 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 ai lăsat urmele tele pe botești cu floricele și glasul la păsărele se-ntână motrucuie. Gheorghe! Îmi dă trăirea aceea și publicul. Depinde mediul în care cânt, ce am în jurul meu, și mă deranjează când, dacă văd că în sală e ceva și nu... Vă doare, mă efectiv. Doare pentru vă doare. Că, da. Iar eu nu cânt numai cu glasul. Eu cânt cu sufletul și cu mintea. De-aia am zis, dacă un cântec să se lipească de suflet, trebuie să-l treci prin suflet. Când atunci când îl transmiți, să treci prin cele trei filtre, prin minte, prin suflet și glas. Și glas, da. Atunci nu mai are mort, s-a lipit de suflet. Și chiar tu să-ți propui asta când ajungi în fața microfonului, să treci omul prin toate stările sufletești. De la bucurie la lacrimă, de la lacrimă la bucurie, cu fiecare fibră din tine să cânți, să te desprinzi atunci. Eu mă desprind atunci când cânt pe Gheorghe,
Eu uit că sunt în sala de spectacole. Cum a luat naștere? Eu mă văd pe ulița satului, mă văd la plug, atunci mă văd, ca, dacă ați observat, că eu și când, așa atunci când cânt, eu închid ochii. Pentru că sunteți cu privirea acolo, deja, acolo, în tabloul respectiv, în imagine. Eu mă despart, nu mai sunt pe scenă. În momentul ăla sunt unde mi-e gândul, unde mi-e trăirea mea. Că de multe ori eu îl vorbesc cu mine și, cum să spun, îmi pun și întrebări, îmi dau și răspunsuri. Așa cum a luat fiind și cartea care o să... Vorbim imediat și despre această surpriză pe care o pregătiți. Da. Iubitorilor de frumos, nu numai de cântec popular, de frumos în general. E bine că atunci când ai făcut acest lucru, să treci dincolo de ecran, să ajungi acolo la suflet, iar spectatorul, cel care a fost în sala de spectacol sau cel care te-a ascultat la radio sau în fața televizorului, atunci când pleacă din sala de spectacol, să nu te uite, să-l însoțească cântecul ce i-ai transmis tu, aproape, dacă nu mai mult timp, poate măcar și a doua zi la cafea, ziua spună, bă, ce frumos a fost. Da. Și trăirea, și să plece cu o părticică din mesajul pe care ai reușit tu să, pe care ai vrut tu să-l transmiți. Mai este la, v-a plăcut de-a lungul vieții, ați mers, v-a plăcut și la anunț să mergeți? Să știți că am fost și la anunț. Dar, ați selectat sau... Da, bineînțeles. Dar mai mult m-am dus la prieteni, așa. M-am dus, am dat dar și am și cântat. Dar m-am dus și la anunț și cu bani. Prietenii mei sper să n-audă, că eu mă duc și unde dau dar și le cânt. După că dumneavoastră ați dat și dar. Da, am dat și dar. M-am dus când eram mai tânăr, da. Și bineînțeles că aveam și nevoie de bani, dar nu mai repertorul meu. Le spuneam de la început. Eu vin și cânt ceea ce cânt eu, nu altceva, să nu încerceți altceva. Dar nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară altceva. Am avut grijă să fie repertoriu bine ales. Când e la masă, omul să asculte muzică de ascultare, de suflet, de asta. Când e la horă, la sârbă, să-l dai grijă, să-l... Exact. Așa, să-și rupă pingelele, să-l schimbe pantofii și să... Cam așa. Deci niciodată nu ați fost... Dar și cântecele de joc... Versurile am transmis ceva. Oho, voie verde pe liniță, oho, frumos doar mea la mâine trută, oho, 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 frumos la piepte, vreau-mi pare să o deștept. Frumos cu mâina la piepte, vreau-mi pare să o deștept. Tengle-de, 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 tengle-de. Oho, mai mulcul ca al nebun, oho, bate cu piciorul într-un. Bate drumul cu piciorul și strică mândruței somnul. Bate drumul cu piciorul și strică mândruței somnul. Tainele, 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 tainele. Oho, sărim într-a stăriată, oho, sări trebu la mine-n brață. Stai mâine drumuță, nu te teme, că eu stai ca de vreme. Mâinicuță, n-am știute, să te iau, să te sărut. Tengle-de, 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 tengle-de. Oaie verde, filalea, trecu mândra pe șușa. Trecu mândra pe șosea, mă lovi cu mâneca, mă lovi cu mâneca, măi, și mă atinsă cu usta. Mă lovi cu mâneca, măi, și mă atinsă cu usta, măi, tăi-le-le, 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 tăi-le-le.
s-ntoarce mai cu de. Parcă bucura negată de n-o săruta iodată, odată de zece ori, că vine leșul să mor. Odată de zece ori, că vine leșul să mor. Părul de ceai albit am avut, am necazuri zi și noapte, nu le pot iubi pe toate, nu le pot iubi pe toate, mai rămân și supărate, nu le pot iubi pe toate, mai rămân și supărate, doar una mi-a dat de cap. Câte mândre sunt în sate, doar una mi-a dat de cap, măi. Eu tot stau afară la poartă, ea-i cu perdeaua săltată, se tot uită în oglindă, dar nu iese afară-n tindă. Las-o, las-o, las-o așa, măi, o ieși când o vrea ea, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, o veni când o vrea ea, măi. Iese afar strigă la câine, dar nu se uită la mine. Iese afar strigă la câine, dar nu se uită la mine. Iese afară, intră casă, de mine nimic nu-i pasă. Iese afară, intră casă, de mine nimic nu-i pasă. Las-o, las-o, las-o așa, măi, o veni când o vrea ea, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, o veni când o vrea ea, măi. Cine m-o fi blestemat să tremur noaptea prin sat? Cine m-o fi blestemat să tremur noaptea prin sat? Pusă-i pălăria-n gard, măi, pleca-i acasă supărat. Pusă-i pălăria-n gard, măi, pleca-i acasă supărat, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, că pun eu mâna pe ea, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, ca de ea în mâna mea, măi. Soarele a răsărit, în poartă cine mi-a văzut. Când soarele a răsărit, în poartă cine mi-a văzut, măi. Era mândrulița mea, măi, mi-aducea pălăria, măi. Mi-aducea pălăria, măi, a găsit-o în gard la ea, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, a venit când a adutea, măi. Las-o, las-o, las-o așa, măi, și-acum e nevasta mea. Deci nu ați fost niciodată cu agenda după dumneavoastră, hai că mai iau o nuntă, mai iau un botez, mai iau ceva, nu, să nu, câți bani îmi dă, cât... Nu, cât, nu, cât, nu, cât, nu. Cât, nu. Și să știți că eu, dacă apucat să-mi dea vreun acon ceva înainte, eu aveam banii la mine. Dacă nu... Dacă se schimbă vreo condiție... Plecam imediat, nu am plecat capul, nu am... Știți de ce spun de ex că sunteți printre puținele exemple rămase? Chiar și acum, de curând, cântați destul de des și asta mă bucură, la sala radio, la concertele organizate de Departamentul Formații Muzicale de la Societatea Română de Radio, Radio București, și mă bucur că vă invită. Mă uit la dumneavoastră... Să știți că mă invită de multe ori, dar nu pot eu să mă aduc de câte ori mă invită la radio. Mă uit la dumneavoastră, încă aveți emoții și la repetiții și pe scenă. Și asta am văzut, să știți, eu am văzut. Ați văzut? Mă uitam la dumneavoastră... Mă bucur că... Deci am fost sub lupa dumneavoastră. Și zic... Zic, măi, de ce tremură mâna? Măi, de ce? Totul e trăire. Să știți, eu nu intru în scenă. Nu v-aș vedea în stare în viața mea să cântați și când pe ritornel să vedeți cât e ceasul că aveți treabă. Nu vă văd. Nu, așa este. Nu vă văd în stare.
am atâtea emoții înainte de a intra pe scenă, pentru că am și o responsabilitate mare. Niciodată n-am gândit că mă duc în fața microfonului să cânt, să-mi iau banii să plec. Nu! Am vrut să mă duc să fiu plăcut, să fiu iubit, să nu arunc, dacă m-am greșit eu, să mă uit în spate către orchestră, că a greșit orchestra, să nu, nu, nu. Și glasul nu e instrument. Nici coardă, instrumentul nu-i perfect la rândul lui. Se rupe o coardă sau nu știu ce, exact, mai acordează. Se dezacordează. Sau... Da, depinde și starea în care te afli, starea de există sănătate. Există voce perfectă, maestre? Nu. Nu există. Nu. Starea de sănătate, de bună dispoziție. Cu adevărat încerc atunci când sunt în culise să mă desprind de orice. Aici dar, ați avut... Până emoții, dar când am intrat pe scenă și am văzut când ce trebuie, parcă toată lumea mea. Atunci mă desfășor. În scenă a început puțin emoții, pe urmă nu. Cei de acasă poate știu mai puțin datorită faptului că nici nu prea ați vorbit. Și astea se datorează unui fapt pentru care știu că sunteți foarte, foarte mulțumit, cel puțin în fața lui Dumnezeu. Că aveți o doamnă acasă care v-a înțeles... V-a așteptat. Întreaga familie a fost lângă mine. V-a călcat. Așa este, așa este. V-a primenit. Așa este. Și de ce nu v-a și criticat soția dumneavoastră? A, este și criticul meu. Da? Da, păi, nu, nu. Deci nu vă mângâie cum vă mângâim, da. Vă mângâim noi? Ea zice, fii atent aici, iar zic ca la ei, zice, bărbatul este oglinda femeii. Și tu, fiind artist, nu ești numai al meu. Ești al tuturor. Dar din mâna mea pleci din casă. Dar din mâna mea pleci din casă. Din casă, da. Da. Și de multe ori mai pregeteam, mai zic, nu mă mai duc. Da. Du-te că te cheamă lumea. Du-te că te iubesc oamenii. Da, odată cu vârsta, da, probabil da, ați da, spus. Te duci, da, și acum selectez mult mai da. Bine decât atunci. Și ce vă spune? Cum vă spune? Gigi, Gheorghe, Gheorghe zice, Gigi, da. Gigi. Du-te, mă, că te-au chemat oamenii. Da, da, te cheamă oamenii, te iubesc oamenii. Dacă te iubesc oamenii, tu trebuie să te duci acolo. A venit cineva acum, vin până la dumneavoastră, nu știu ce, da, hai să stăm de vorbă. Da, da, da. Să stăm de vorbă și e ziua mea, nu știu ce cu tare, vă iubește mama atât de mult, tatăl meu cu... Nu treceți pe... Nu i-am promis, că nu știu cum va fi, dar zic să nu promiteți, că nu știu ce se întâmplă. Dar dacă e, vin. Și mă duc, nu l-am... Mă duc așa să-i fac o bucurie omului dacă mă iubește. Da, măcar pun în prag fără acolo. Fără să-mi plătească, fără nimic. Da. Mă duc pentru că am văzut... Eu totdeauna am alergat să câștig iubire. Să fiți iubit. Să fiu iubit. Nu știu ce-i ură. Dacă am greșit, că măi, sunt om și sunt și o fire oltenească din asta care mă aprind repede, dar dacă am greșit cu ceva, foarte mult sufăr dacă am jignit pe cineva cu ceva. Vine o vreme, anii trec și trebuie să te spovedești. Dar nu-i de ajuns să te spovedești la popa. Trebuie să te spovedești celui de lângă tine, față de cel care ai greșit. Și atunci pleci liniștit acolo unde Dumnezeu te cheamă. Eu, 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 spune! Foie verde mărgărit, Doamne, oh, bărunca mea încărunțit, sprâncenele mi-au albit, mândrele m-au părăsit, am vreme de spovedit, dar nu-i de ajuns la popa. Mă spovedesc lui Ioana, că mi-a fost toată viața, mândra și icoana mea, mândra și icoana mea. Ioana, Ioana, Ioana mea, mă, ce mă, Gheorghe, mă? Ioana, de-o-i cădea la pat, de-o boală sau de-un păcat, sau de vruna blestemat. Să-mi aduci, Ioana, la cap, ce să-ți aduc, mă, Gheorghe, mă? Ce mi-a fost mie mai drag,
o chitară și-o vioară și-o mândră de mărioară. Lasă nici o rotunjoară, Ioană, auzi, Ioană, să nu-i dea sânii de poală. Țadă, Gheorghe, de te scoală tu pe boală. Tu-i avea dureri prea multe, să-mi pună sânii pe frunte, să-mi dai și un pahar de vin și să mor cu capul în sân. Mă, Gheorghe, tu ești nebun, vrei să fac păcate acum, vrei să fac acum păcat să ajung după tine în iad. Ioana, eu n-ajung în iad, că eu n-am făcut păcatul, pe nimeni n-am înjurat, la nimeni în cap n-am dat, cai din graș nu le-am furat, le-am luat mândrele din pată. Lasă, Gheorghe, nu-i păcat. Așa ți-a fost să-i dat, bun acasă și bun în sat. Să-mi vârți mândrele pe mână, măi, câte două, trei pe lună, poate și pe săptămână. Ioana, Ioana mea, auzi, unele care n-au vrut, acum au îmbătrânit, își fac drum pe lângă poartă să le cer ce-a vrut odată. Păcătoasă inima, bă, 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 mă, păcătoasă inima, nici acum nu le-ar ierta, bă, bă, nici acum nu le-ar ierta. Ioana mea, sunt acum pe lumea l-altă, rămâi, Gheorghe, pe pământ, pe lea le-ai mai avut, pe aici mai sunt de iubit. Ai, Ioana, să-mi văd inima împăcată, fumă. Și mă duc, Ioana, mă duc și pe lumea l-altă. Stai, Doamne, nu mă lua, că mai văd una colea, dintr-un zis abia-ar vrea, mă ia alta lângă ea, bă. A? Nici asta n-ar zice, babă, bă, nici asta n-ar zice, babă, părui l-aș despleti, bă, 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 părui l-aș despleti și în el m-aș înveli, nici moartea nu m-ar găsi. Auzi, să vă mai zic ceva, să vorbește pe la colț, că m-a făcut jandarul hoț, că fur mândrele la toți, că-mi pune cătușele să nu mai fur mândrele, bă! Nu-mi pui tu cătușele, bă, că eu nu fur iepele, iepele să ia legate, mândrele vin doar chemate, mă, mândrele vin doar chemate. Jandarul și cu primarul, e primarul pe aici? Jandarul și cu primarul au zis că bat într-un parumă sau mă spânzură de un prun la o margine de drum. Bă, auzi? De lega mă veți lega, dar cine mă deslega, mă? Cine mă deslega? Cine mă deslega, maestre? Nevasta primarului și cu a jandarului și cu a procurorului, băi. Bă, cheile la cătelor stau la sânul mândrelor, bă. Poți să pui la căla, poate, bă, bă, bă. La dragoste nu se poate, bă, bă. La dragoste nu se poate, a? Cum să pui, bă, la cătea la dragoste, a? Se poate? Nu se poate, nu se poate. Așa că plec mai departe. Vă mulțumesc. Maestre, mult timp nu mai avem. Vreau să sunt curios. Cam, aveam multe de... Aș fi curios, eu ca tânăr, cântăreț și
eu alături de generația celor de vârsta mea, mă refer, care sperăm să vă călcăm pe urme. Eu mă încadrez în cei care speră să vă calce pe urme, nu cei care trec cu cotul să pe lângă dumneavoastră. Să vede după cum gândiți-vă că simțiți. Pe cine ați iubit dintre colegii dumneavoastră? Pe doamna Maria Ciobanu? Cum v-ați Maria înțeles? Maria Ciobanu, super. Deci eu cu toți mă înțeleg. Eu pe toți colegii îi stimez, pe fiecare are locul lui pe care l-a lăsat Dumnezeu. Mie personal, Ion Dolonescu, între puținile întâlniri pe care le-am personal cu dumnealui, foarte mult v-a apreciat și v-a vorbit frumos și vă punea... Și eu l-am apreciat pe Ion foarte mult. Chiar îmi spunea tatăci că... tu învață cântecele mele, dar nu, tu nu când să cânți ca mine, că Dolănești sunt o groază. Așa mi-a spus, Dolănești sunt o groază. Uite, Roșoga niciodată, ce, m-a copiat pe mine? Și la fel îi plăcea și Dumitru Ridescu, de asemenea. Da. Cum v-ați înțeles cu toți colegii? Cu doamna Irina Loghin, cum v-ați înțeles? N-am avut niciodată nicio divergență cu vreunul. Nu. Eu i-am stimat, i-am respectat. Dumnezeu le-a dat atâta cât a dat, cât a vrut, fiecare și are locul lui, fiecare, cum să spun, cum și-l menține așa l-are, nimeni nu-i poate lua ce la Dumnezeu decât Dumnezeu poate să-ți ia. Și cu cât, dacă respecti cântecul, cântecul te scrie nemurire. Ei, dacă tot veni vorba de nemurire și nu vă lăsați și bine faceți, dar asta o să vedeți într-o ediție viitoare, acum decât vă prezint. Să știți că anul acesta maestrul Gheorghe Roșoga va da spre lumina tiparului o carte la care scrie acolo, de 2 ani, de 2 ani sau de când scrieți? De la pandemie. Am început, dacă am stat în casă, am început să vorbesc cu mine, am început să vorbesc cu gândurile mele. Vorbe de duh. Povestiri cu tâlc. Cam așa arată o carte, ce e în pregătire, stimați prieteni. Deci orice scriitor are în pregătire așa ceva. Vreau să vă spun că vom face o ediție specială despre ea. Ne vom bucura de o lansare, sperăm noi, în această toamnă. Dar... prea multe nu putem spune acum pentru că încă nu e gata, da. Dar vreau să subliniem faptul că doi oameni extrem de valoroși și importanți au pus semnătura. Facem o scurtă referire la profesorul universitar dr. Ion Deaconescu, care a avut însuși bucuria și dumneavoastră onoarea de a scrie o prefață, un cuvânt înainte. Și totodată... Rectora materială și... Bineînțeles, și totodată de... poet George Anache. Pe care știu că îl apreciază foarte mult. Și... ce să mai... Pe o ediție viitoare vorbim despre carte. Astăzi am vrut să dedicăm decât artistului Gheorghe Roșoga și vreau din tot sufletul să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc nu numai pentru că ați venit să stăm de vorbă și să... vă asculte, să ne asculte cei de acasă. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce sunteți și să-i mulțumesc Dumnezeu că v-a lăsat pe acest pământ și dacă aș avea o putere să pun în mâna mea dreaptă tot ce a cântat, toată energia acestui pământ și acestui ținut și mai ales a celor de acasă, vreau să vă mulțumesc în numele românilor. Și eu vă mulțumesc, țineți aproape de cântec, că e tămăduitor și dătător de speranțe. El îți mângâie sufletul și la bucurie și la necaz. Pe ediția viitoare alături de maestrul Gheorghe Roșoga, cu surpriza pe care o pregătește, până atunci rămâneți alături de Imbold Media.
argine se joacă fete și băieți, în pădure în argine se joacă fete și băieți. Hura tine preții, hura florilor, glasul lor se îngână cu al păsărilor. Iar la horă cine cântă, ne cântă neica din frunză. Iar la horă cine cântă, ne cântă neica din frunză. Din frunză de fag cântecele mari, din fluier de soc cântecele de joc. La vreo cucușori fete cu colun de flori, plecă-i la vreo cucușori. Joacă hura mare, hura florilor, că e sărbătoare, hura florilor. Joacă hura mare, hura florilor, că e sărbătoare, hura florilor. No, 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 no,